Câștigătorii fazei județene a Olimpiadei de limba română au susținut astăzi proba scrisă a concursului, urmând ca mâine să se desfășoare proba orală a competiției naționale. Eu le urez succes tuturor participanților, pentru că astăzi și acum, în această perioadă, suntem gazde și toți care au venit aici sunt cei mai buni. Olimpiada nu este internațională în definiția ei din calendar, dar este dincolo de granițele acestei țări, în spațiul românismului de pretutinde. Prin urmare, e o olimpiadă în care limba română e la ea acasă. Județul Vâlcea speră și anul acesta la un premiu. Sunt convinsă că vom obține, ca în toți anii anteriori, premii foarte bune la această olimpiadă, pentru că copiii noștri au avantajul că suntem gazde și atunci tracul și oboseala provocate de deplasarea în alt județ sunt diminuate. Rezultatele concursului vor fi afișate pe 11 aprilie. Câștigătorii urmează să fie premiați în cadrul unei festivități care va avea loc pe 12 aprilie la hotelul Cozia din Călimănești.